vreau să felicit ambele echipe pentru modul în care au abordat jocul ambele echipe și au dorit victoria. Au fost oscilații, știam că va fi un meci al apărărilor, da? Și cine bănuiam că cine reușește să-și pună în valoare mai mult legarea fazelor, adică plecarea din apărare pe faza întâi a contraatacului și faza a doua, va reuși un consum mare de energie a ambelor echipe. Păcat că murdărim noi un pic aspectul acesta sportiv, competițional. Ar trebui să rămână totuși un spectacol. Nu o să, gata, acum pierdem să acuzăm arbitrii și asta. Nu putea fi gol odată ce dai din mișcare. Se respectă locul și se aruncă de acolo. În orice caz, noi suntem mulțumiți prin faptul că ne-am luat punctele importante acasă. Doresc ca echipa din Mioveni să aibă succes în continuare, își dorește să meargă la baraj, le doresc să-și îndeplinească acest obiectiv. Totuși este important ca acolo unde suntem să ne facem corect și cinstit meseria. Cum ați văzut dumneavoastră meciul? Da, toată lumea cataloghează acest joc un derby. Așa l-am catalogat și noi, dar ne aducem aminte din partida de acasă, acești doi indivizi ai fluierului. Aceiași doi am avut și acum în deplasare, una peste alta. Noi cred că ne-am făcut datoria, atât timp cât te bați în apărare și în atac și nu primești un galben sau o eliminare de 2 minute decât pentru adversar. Pentru noi nu s-a putut, ne-am bătut până minutul 60, am avut 3 goluri pe final, ni s-a adus acuzații din partea acestor doi arbitri că nu știm să băgăm mingea în poartă, dar datorită faptului că nu ne dă fault și dându-ne cu pumnii în față, ne primind eliminare sau faultul de care vorbeam, pe final probabil și nervii ne-au cedat și am luat această bătaie unde cred eu că nu este valoarea noastră și nu cred că această echipă din Argeș a fost peste Dacia Mioveni. Ce s-a întâmplat la ultima fază? Loviturei... ultima fază a lui Ana Vacariu. A dat fault, nu a fluierat, Ana a luat mingea, a aruncat gol, la masă se fluieră, apoi final de joc. La care m-am dus și am cerut o explicație, mi s-a spus că 9 metri. Îi zic, da, și atunci de ce n-ați fluierat 9 metri? Nu că nu se fluieră. Mi-a scos mingea din poartă, a doua oară aceeași jucătoare, Ana Vacariu, care îi se scoate mingea din poartă. Motivând pași, motivând fault, repunând de la 9 metri. Una peste alta, am puterea să recunosc, să-mi felicit această echipă care a dat, a mea, care a dat dovadă de dăruire, ambiție, orgoliu, dar 9 contra 7 nu se poate. Încă o dată le felicit și viața merge mai departe. Plânsetele sau supărările sunt tardive, trebuie să continuăm și să punem această echipă pe picioare, pentru că au potențial și credem, eu și colega mea, credem în ele, pe viitor vom aduce altă față acestui oraș din Mioveni, unde cred și sunt sigură cei din conducere foarte dezamăgiți, supărați, Consiliul și Primăria de asemenea. Trebuie să trecem. Toată lumea e supărată, știți foarte bine, înfrângerile aduc supărări, victoriile doar bucurii. Trebuie să ne asumăm, mergem mai departe. N-aveți foarte mult timp de plâns, să spunem, după acest eșec, pentru că urmează o nouă etapă, o nouă etapă în care cu siguranță putem câștiga. Toate sunt grele și vă dați seama, intrăm pe teren, indiferent ce adversar întâlnim, cu ideea de a câștiga. Dar vă spun și vă repet, din aceste greșeli, indiferent că fac parte din arbitraj sau de staff sau de jucătoare, trebuie să învățăm din aceste greșeli, să nu le mai repetăm la următoarele jocuri și să ne mai maturizăm un pic și să vedem că handbalul se joacă pe bătaie și nu pe prietenie.